Preapucernici părinți, domnule primar, stimați invitați, membri ai comunității evreilor din Zalău-Sălaj, dragi elevi, se inaugurează astăzi 27 ianuarie 2017, cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, placa memorială care face parte din memorialul copiilor care va fi terminat în această primăvară. Am onoarea să-l invit în acest sens pe domnul primar al orașului Șimleu Silvaniei, împreună cu președintele fondator al Muzeului Holocaustului din Transilvania de Nord, cu președintele comunității evreilor din Zalău-Sălaj, Dan Has, împreună cu fiul lui David, să descopere placa memorială. Prinde, David. Trage, David. Bucură de altfel faptul că un edil dintr-un oraș din Transilvania de Nord a înțeles că evreii sau iudaismul au făcut parte integrantă din societatea românească, din societatea din Transilvania și au lăsat o moștenire, o moștenire pe care noi astăzi o avem prin sinagogile pe care le-au construit, prin casele memoriale, dar și prin foarte multe contribuții la economie, sănătate și așa mai departe. Am ocazia să-i dau cuvântul domnului primar Septimiu Cătălin Țurcaș să ne adreseze gândurile domniei sale. Stimulată asistență, sigur și dacă frigul ne încearcă acum, mă bucur că acest eveniment se întâmplă și se întâmplă în fiecare an în orașul Șimleu Silvaniei. Mă bucur că văd aici elevi și m-aș adresa în primul rând lor, dragi copii, să știți că sunt 546 de copii care s-au născut în orașul Șimleu Silvaniei care nu au avut șansa pe care o vezi voi acum. Copiii pe care minți bolnave i-au trimis în ghearele morți. Evident că este obligația noastră, ca istoria locală în special, să nu o uităm, pentru că comunitatea de evrei a existat în orașul nostru. Important, în primul rând, pentru faptul că în urmă cu 50 de ani în orașul Șimleu Silvaniei și în zona Șimleului Silvaniei există o comunitate importantă de evrei. Și din păcate, minți bolnavi au trimis, au trimis evrei în ghearele morții sau i-au trimis din România și implicit din Șimleu Silvaniei. Și ne bucurăm pentru faptul că în orașul Șimleu Silvaniei astăzi există un muzeu al Holocaustului, singurul funcțional din România, pentru care aici s-au implicat foarte mulți oameni pentru că acest muzeu să existe și se implică în continuare. Și este normal ca activitățile care se desfășoară cu ocazia Zilei Internaționale ale Holocaustului, care au loc în fiecare an în data de 27 ianuarie, să aibă loc și în orașul nostru, respectiv la, aici, la, așa cum o știm noi, Șimleoanii, sinagoga din oraș sau astăzi Muzeul Holocaustului. Foarte mulți copii din cele 6 milioane de oameni care au fost trimiși în lagărele de exterminare, aproximativ 1 milion au fost copii. Au existat și copii din zona noastră, din orașul nostru și placa pe care urmează să o dezvelim este făcută ca și gest pe care îl face comunitatea șimleoană de acum pentru ceea ce li s-a întâmplat lor. Evident că n-am putut să facem o placă foarte mare, pentru că numărul de copii care au decedat în perioada aceea a fost destul de mare din zona noastră a Șimleului, dar pe această plachetă găsiți numele copiilor șimleoani care au decedat în perioada pe care nu vrem să ne amintim, dar evident nu trebuie să nici să o uităm. Domnul primar, cum continuă colaborarea cu Israel? Ce s-a mai întâmplat în legătura dintre vicenii din Israel și cei din Cipru? Păi s-a întâmplat ce se întâmplă în fiecare an. Faptul că există această relație de înfrățire dintre
Colegiul Național Simeon Bărnuțiu și Colegiul Brenner din Peta Tikva. Înseamnă că elevii noștri se întâlnesc în fiecare an, odată în Șimleu, odată în Peta Tikva. Înseamnă că se leagă prietenie între elevii din Șimleu, Silvanie și cei din Israel. Înseamnă că învață unul de la altul, își învață istoria, se respectă unul pe altul și se creează aceste punți care, zic eu, că sunt foarte importante în timp. Viitoarele familii ale elevilor noștri vor fi prieteni cu viitoarele familii ale elevilor din Israel și vor face ca lumea aceasta mare să fie mai mică. Rugăciunea El Malei Rahamim este o rugăciune în cinstea celor care și-au pierdut viața, în cinstea celor care au murit și în onoarea lor, bineînțeles. Rugăciunea va fi rostită de către președintele comunității evreilor din Zalău Sălaș, Dan Has. El Malei Rahamim, El Malei Rahamim Shohem Bamromim, Hamtze Menucha, Nechon Al Kanfei Hashina, Bemalot Kedushim, Techorim Begiborim, Gezohar Harakia, מסחירים, נשמת הקדושים והטהורים שחומתו ושנהרגו ושנשחטו ושנשרפו ושנטבעו ושנחנקו על קידוש השם. ודגנשתל סופרטול סופאריפירי דיוויני, ומבייץ' שעדונה לסופרט אלה ומבוקט ובייצי. דום נורסת מושטניר אלור, ודגנה אלור צפיה אנגרדינה עדן אורי. שיפיה לסום נורם פאצ'ה. אמן. שאו מיימול דין יאי, când au venit jos din tren, copiii au plecat, au așteptat, nu știu eu pentru ce așteptă, au așteptat, au dat la el ceva mâncare, drumul a fost foarte greu, știu că voi știți ce greu a fost drumul și ei au avut speranță că o să fie mai bine și au așteptat. Dar nu a știut că după 15 minute, o jumătate oare, o două ore, eu o să fiu dezbrăcat, băgat într-o cameră cu... eu a crezut că o să fie spălare. Duș. Și, în păcat, nu a fost apă, a fost gaz. Și avem ceva... how do you say statues? Statui despre părinții, când au văzut ce întâmplă cu aerul, au luat copiii și au băgat așa la sus, pentru că sus mai a fost aer care să mai trăiască încă 10 secunde. Și este ceva foarte, foarte grozav. Și sper că memoria asta este un exemplu care putem să venim aici și putem să dăm respectul. Este un loc foarte important pentru comunitatea evrească din Sălaș și din draga României. Prin inaugurarea acestui monument este pentru noi un loc sacru. Pentru descendenții martirilor, acest monument este sacru. Aici ne plângem martirii, fiindcă ei, acești copii martiri, evrei care au fost uciși în lagrele morții, în Auschwitz, că ei de fapt la Auschwitz au fost trimiși și și-au pierdut viața, au fost împușcați, înecați, gazați, otrăviți, ei n-au morminte. Acest lucru este sacru pentru noi, unde punem o floare, unde putem spune o rugăciune de aducere aminte, El Malei Rahamim, de aducere aminte, Kadish, ca sufletele lor să-și găsească liniștea, să punem o piatră care este semn, am trecut aici, am fost și eu pe aici, să suntem toți împreună astăzi, suntem români, suntem evrei, suntem maghiari, suntem germani, suntem cehi, suntem slovaci, suntem toți împreună cu un singur gând, de remember, de aducere aminte, dar prind o lumânare în memoria martirilor, ca flacăra lumânării să fie veșnică vie, memoria și amintirea lor să fie binecuvântată. Astăzi ne plângem martirii. Amin. Amen. Și pentru că ne aflăm la acest loc sacru, așa cum spunea și Dan Has, vă invităm mai aproape să vedeți acest memorial, după care vă invit să facem un tur în sinagogă și ne îndreptăm cu toții spre centrul de informare turistică. Thank you.
Mulțumesc.